Salut! Probabil te afli aici ca să vezi cum să faci bani gratis pe LOL. Ei bine, doar cu 10 dolari îți voi spune... E bun. Salut lumea și mi-am găsit un clip din... un videoclip ceva mai interesant în care o să vă arăt o modalitate prin care puteți face bani pe LOL. Eu deja am 15 cenți și nici o săptămână n-am de când sunt pe aici, deci da, zic că este destul de bine. Este pentru League of Legends, Dota 2 și Smite, deci sunt 3 jocuri. League of Legends este cel mai popular din toate 3, momentan văd, și o să mai apară și pentru CSGO, Halo 5 și World of Tanks, dacă nu mă înșel. Încă 3 jocuri. Bine, despre ce este vorba în acest site? Este vorba că sunt competiții pentru bronz, silver, mă refer acum la LOL. Bronz, silver, uitați aici, gold, platină, Diamond, Master și Challenger. N-am... De fapt, ba da, sunt... ba nu. Nu știu. La da... Pui. La Diamond, Master și Challenger văd că nu sunt separate, sunt doar toate trei. Deci, probabil că numai așa este. Nu știu, nu m-am interesat, oricum eu sunt Silver 4, aproape 3, că am pierdut, că puteam să ajung în 3, dar am pierdut, că idiotul. Și, da, uite, eu acum, de exemplu, dăm la My Challenger, sunt intrat în asta începe azi. În asta, da? Într-o competiție, Free Challenge Silver, unde sunt locuri, primii 30 de playeri care sunt în top primesc câțiva bani. Deci uitați aici, primul primește 2 dolari, nu știu cât, al doilea 1 dolar, nu știu cât, al treilea așa. Și am avut blanș aplicat pe ultimul loc chiar, dar bine că am fost pe locul 5 la început și tot am decăzut și am mai jucat și mai bine după aia. Și mă rog, tot de caz, fiindcă cu cât trece mai mult timp, cu atâta alți play joacă mai bine și tot așa, știți, cam asta e ideea. Și bine că ține doar o zi, de exemplu, azi începe la 2, seminar, mâine la 2, nu durează mai mult sau ceva, că dacă ar dura o săptămână sau mai mult, vă dați seama că ar fi mult mai greu ca să faci profitul. Dar, ca idee, deci jucăm, aici este pur și simplu, mergi, îți faci contul, te loghezi cu numele tău de pe LOL, nu mai țin minte unde trebuie să dai, pe undeva pe aici oricum, mai cont, ba nu, oricum o să-ți ceară când dai la play aici, o să-ți ceară numele tău. Mie deja nu mai cere pentru că l-am pus deja. Și după aia dați la challenges și vă înscrieți într-un challenge asta. Dacă sunteți în bronz, intrați la bronz, dați aici, join. Eu dacă o dau deja, vă dau că nu sunt în bronz. Și tot așa, dacă sunteți la silver, așa, o să fie și, uite, de exemplu, Fiddy Support Challenge. Astea sunt pentru orice, pentru, de exemplu, să zicem că top, jungle, mid și ADC. Și Free Support Challenge e doar pentru suport, bineînțeles. Și nu, ba da, uite, și pentru astea rankurile mai mari la suport. Eu aici, de exemplu, am scos 15 cenți pentru că am jucat cu suportul și mi se pare mai ok. Într-un fel mai ușor, dar na, depinde acum cum știți să jucați. Așa cum să zicem la punctaj, zic eu, nu știu să vă arăt un pic și alea, nu prea mai aduc aminte exact ce trebuia să spun mai important, dar mi-aduc eu aminte pe parcurs. Oricum, deci dăm aici la detalii și vă arată cum se face punctajul. De exemplu, dacă ai câștigat 20 de puncte pentru câștig, nu poți să ai mai multe câștiguri, deci da. Pentru kill-uri îți dă 10 puncte pe kill. Mă rog, dacă ești la suport, o să-ți dea un punct. Aici e pentru celelalte lane, cum ai venit, nu pentru suport, știți? Așa. La câte deaturi ai avut? Am avut 2 deaturi, deci dacă aș fi avut 10, 1130 de puncte ar fi venit. Cu cât mai multe, cu atât mai rău și ar fi și logic să fie așa. Assisturi, dacă ești suport, din nou, 50 de puncte sau ceva genul ăsta. Double kill-uri, triple, cu suportul nu prea ai șanse să faci tot așa ceva. Și penta 100, world kill, n-am avut niciunul meciul ăla, turret kill am avut 1, deci 20 de puncte, inhibitor, deci încă un 20 de puncte, minioni 18, deci scor 4,5, se calculează aici, puteți calcula și voi, dar nu cred că să schimbați, calculezi de fiecare dată chestia asta. Și goldul pe care l-ai primit cu chestia asta, așa, aici se calculează de 9,7, cât de viață ai dat în caz de suport, e bine, și damage la campioni. Mă rog, dacă termin mai repede 30 de minute, îți mai dă încă 10 puncte, dacă termin după 40, 50 sau 60, mai scade de 10 puncte. Deci dacă termin, zicem, 45 de minute, minus 10 puncte, dacă termin 55 de minute, minus 20, că și asta și asta, și mai mult de 60, minus 30. Deci ați cam înțeles voi chestia asta, cred, sper și așa. Și
prima, când o să înceapă, zicem că oricum fiecare se începe la 2, competiția asta nouă, știți? Unde scrie și aici, yesterday la 2, tu începe azi la 2, da? Când o să înceapă toată lumea, adică nu toată lumea, o să fie scor de 70, 50, mic, vă dați seama, și puteți fi și voi în locul 1, dar după vreo câteva ore, dacă îndeați înapoi și aveați scor 70, o să vedeți că sunteți undeva pe rankul 400, ceva pe acolo, pentru că cu 10 din mai mult v-am mai spus, ăștia joacă mai bine și tot așa și decădeți, bineînțeles. Adică uitați, aici v-am, cred că ați văzut că... unde aici? Da, uitați, 1028 scor, deci vă dați seama și la început, ieri, când a început ăsta, primul loc a fost cu 70 de puncte, deci, da. Și dacă vreți să joci ca suport, v-am spus din la suport că aici nu prea ai șanse, sincer. Doar ăștia care fac, vedeți, penta, uitați, primul loc numai cu penta, deci, da. Trebuie să joci cât de cât binișor, stați așa că sună telefoanele. Ok. Stai că mai vreau să spun ceva, dar am uitat. Așa, și se dă update. Adică voi spuneți că ați jucat jocul și nu vă arată rank-ul, nu vă arată scorul, cât ați făcut. Păi, zice aici next update în 22 de minute, da? Deci după 22 de minute o să vă apară și campionul vostru și campionii ceilalți care au mai jucat și eu mai de astea așa. Spunem că ăsta a fost primul meci și ați mai jucat un meci și ați avut scor mai mic. Păi nu se adună între ele, nu se fac nimica, doar se pune de sub turul ăsta și arată scor mai mic și arată și ziua în care ai făcut toate astea. Și dacă ai scor mai mare, spune scorul mai mare și te pune un alt rank, un rank mai bun dacă ai scor mai mare, bineînțeles, și tot așa. Cam asta este ideea. Da, eu cred că am luat cam tot ce cred că am spus despre toate, cam ce ar trebui să spun. Dacă vă place ideea, puteți să intrați pe linkul din descriere și să uitați pe acolo. V-am spus, am luat 15 cenți. Am dat, stai că mai sunt și niște oferte dintre astea, niște... Stai așa, că nu știu exact unde mă duce. Erau de astea promoții. Cred că aici. Așa, uitați aici. Acum au fost, până acum au fost altele, acum s-au schimbat. Deci dacă sunteți în gold și jucați 7 competiții dintre astea, competiții cred că se referă la ranked-uri, aveți șansa, vă înscrie automat să câștigați un drop zone beta key. Deci, un joc bănuiesc, nu știu, nu am auzit de el. Eu am 3 din 7, nu sunt în gold, deci degeaba. Și nu știu de ce mi-a spus 37. A, cred că e mai de mult ăsta și ăsta de pe asu, da. Până acum, jocul ăsta a fost același, dar... Pa nu, nu cred că sunt... Cred că sunt competiția asta, nu cred că sunt ranked-uri. Mă rog, la Silver aici a fost un mouse până acum, acum vă sunt niște căști. Deci jucați 5 competiții și aveți șansa să câștigați niște căști dintre astea. Și dacă sunteți în bronz, aveți șansa să câștigați un pay safe card de 10 euro doar din două competiții. Deci cam asta este ideea pe aici. Da, eu spun că... Am spus cam tot ce era de spus. Spus de vreo 3 ore, am spus, dar nu contează. Până data viitoare, de fapt eu spun întâi să încercați ăsta, intrați pe link-ul, ne referă la toate astea și până data viitoare o zi bună și ciao les, baftă la vânuți, nu? Ciao!